Când se lasă seara la Salonic, ies la treabă traficanții de droguri. Își vând marfa în parcurile orașului. Dealerii sunt mai ales imigranți tineri care lucrează pentru capii rețelelor organizate elene sau albaneze. Se vând din ce în ce mai multe droguri, din ce în ce mai ieftine și din ce în ce mai periculoase. În prezent, la modă este potpuri, un amestec de plante și substanțe sintetice. Kiriakos Karakiriazis a fost cândva toxicoman. În ziua de astăzi îi ajută pe cei dependenți să renunțe la droguri. Stupefiantele care se vând acum pe străzile din orașul său natal îl îngrijorează. Kiriakos vrea să afle mai mult. Într-un parc public se întâlnește cu o veche cunoștință care îi povestește despre Sisa, o variantă ieftină a metamfetaminei Crystal Meth. Cunoștința, în continuare consumator de droguri, spune că și etnopotanicele la mod acum sunt foarte periculoase. Însă consumul de droguri crește în Grecia în continuu. Mulți spun această stare de fapt pe seama șomajului de aproape 40% în rândul tinerilor. Mulți consumatori au probleme psihice. Îi interesează numai prețul mic, fără să aibă habar de conținutul drogului pe care îl cumpără. Kiriakos a auzit că noile etnobotanice s-ar vinde pe sub mână chiar și în anumite prăvălii. În fond, drogul este făcut din ingrediente disponibile legal, de exemplu arome artificiale. De aceea, experții cer o reacție rapidă din partea autorităților. Droguri ca potpurii sau sisa nu s-au răspândit nici când mai rapid în Grecia ca acum. Dau repede dependență și consumatorii vor din ce în ce mai mult, fiindcă stimulează și au efect foarte puternic, dar te fac și agresiv, spre deosebire de heroină, care are mai degrabă efectul unui anestezic. Asta face noul drog atât de atrăgător. Efectul etnobotanicilor se resimte și pe străzile orașului Salonic. În anumite cartiere, oamenii nu mai au curajul să iasă noaptea pe străzi. Negustorii se plâng că afacerile lor au de suferit din cauza toxicomanilor. Se bat cu pietre, bâte și cuțite. Nu numai trecătorii se tem, ci și proprietarii de magazine și localuri din zonă sunt în pericol. Am auzit și eu de noile droguri ieftine. Aici, în cartierul studenților, se găsesc ușor clienți. Polițiștii urmăresc un posibil dealer. Noul guvern de la Atena intenționează să acționeze ferm împotriva traficului de stupefiante. Pe străzi, patrulele poliției s-au înmulțit și au fost operate mai multe arestări. De multe ori însă, cantitatea de droguri găsite asupra suspecților reținuți nu este suficientă pentru a fi condamnați. După vreme, Kiriakos a reușit să facă rost de noul drog, arată ca marihuana, dar are efecte mult mai dure. 20 de euro costă pungulița pentru aproximativ 10 doze. Cu niște cunoștințe minime de chimie, acest drog poate fi făcut în casă. Este un stupefiant de viitor pentru dealeri. Cei care nu au viitor sunt consumatorii, deoarece încă nu se știe care sunt consecințele pe termen lung ale dependenței de potpuri. Un aspect care pare să nu intereseze pe nimeni, noaptea când traficanții de droguri ies pe străzile din Salonic.